Bună ziua! La ședința de astăzi sunt prezenți 16 consilieri din totalul de 21 în funcție. Vă supun spre aprobare textul procesului verbal al ședinței din 27 februarie 2020. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. În vederea adoptării proiectelor de hotărâre de astăzi, sunt necesare 11 voturi pentru punctul 2 și 15 voturi pentru punctul 1. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Prin dispoziția primarului numărul 2222 din 4 martie 2020 a fost convocat în ședință de înaltă Consiliul Local al Municipiului Roman. Vă supun spre aprobare proiectul ordinii de zi, care cuprinde două proiecte de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Proiectul numărul 1. Privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 197 din 2019, privind preluarea în proprietatea Municipiului Roman a unui apartament. Avizul Comisiei pentru Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul numărul 2. Privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean Neamț a unui sector de drum, arteria Ocolitoarei Roman Est, drum județean 207A, în vederea reabilitării. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Mulțumesc. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Poftiți, domnul. Acest proiect este foarte bine venit pentru Roman și pentru Romașca, că nu ne vom mai rupe mașinile pe șoseaua Ocolitoare Est. Am făcut grupul nostru de consilieri mult lobby pentru lângă președintele Consiliului Județean și mulți romașcani au sezizat să se intervină pe această ocolitoare, pentru că nu se mai poate circula. Într-adevăr, a trebuit un timp până și juriștii să găsească o cale, pentru că primăria este în litigiu cu cele două firme care au construit această ocolitoare, care a fost inaugurată cu mare pompă, numai fanfara militară mai lipsea, o mare realizare și eu consider grea o moștenire lăsată de primarul vechi către primarul actual. Eu am avut o discuție după întâlnirea președintelui Consiliului Județean, a vizitat cele două obiective și inclusiv ocolitoarea. În urma discuțiilor purtate cu dumnealui, consilierii locali au hotărât să întocmească cu sprijinul primarului a PSD-ului, cu sprijinul primarului, fiindcă noi nu avem 7 minimum ca să avem o treime să putem declanșa, să solicităm o ședință de îndată. Doar primarul municipiului Roman putea să facă acest lucru. Și am anunțat de luni seara pe Facebook că marți vom da un comunicat de presă și vom solicita să fim co-inițiator sau inițiator acestui proiect. Problema a fost următoarea. Am vorbit cu domnul și cu domnul primar în seara. Eu n-am știut că dumnealui pleacă miercuri și joi din localitate și numai atât se putea convoca. A făcut un comunicat, o adresă pe care a depus-o la biroul unic domnul consilier Ilie Boloca și s-a înregistrat. Problema este că eu, unul personal, a crezut, datorită relațiilor
cordiale și prietenești din Consiliul Local, că autorul moral fiind Ionel Arsene, datorită lobby-ului făcut de către noi și romașcanii care au fost în audiență sau s-au adresat scris, să fim inițiatorii acestui proiect. Am fi vrut Miercuri. Când Miercuri am aflat că deja domnul primar dădus în toate dispozițiile legale aparatului de specialitate să convoace adunarea de îndată, ședința extraordinară de îndată, vineri, când noi nu a fost Miercuri și joi. Consilierii PSD vor vota din toată inima acest proiect de hotărâre, fiindcă șapte vede să asigurăm majoritatea absolută. Noi întotdeauna am răspuns prezent tuturor proiectelor care sunt pentru cetatea Bucureștiană și pentru Romașcani. Într-adevăr, acum, ca ai mai apășit, că e lupta politică, s-a mai însușit unele realizări făcute de către Consiliul Județean prin Ionel Arsene. Și de aceea aș vrea să dăm cezarului. Ce e cezarului? Că atât aceasta șoseaua Ocolitoare de Dumnezeu să facă. A promis într-o lună, cum a promis Mihai Viteazul, ca să o face într-o lună, a făcut-o. Au mai fost mici probleme, școala. Mai apar, o să rezolve în primăvara aceasta. Eu am vrut să subliniez faptul că acest proiect de hotărâre ar fi putut, măcar dacă inițiatorul e primarul, că nu mai ar putea să o convoace, o inițiator să treacă și grupul PSD, care au avut un merit în realizarea acestei investiții, care e destul de mare. Într-adevăr, sunt trei UAT-uri care sunt pe la Sarna până la DN2. Și acum trebuie să iei și ceilalți, exact cum hotărâm noi. Nu trebuie numai noi. Bine, eu vă mulțumesc pentru intervenție, nu vreau să fac foarte multe comentarii vis-a-vis acest aspect. Mă bucur să aflu acum de la dumneavoastră că, de fapt, nu e ideea domnului președinte, ci e ideea dumneavoastră, de la Roman. Eu credeam că a fost ideea dumnealui și el și-a manifestat intenția, dar să înțeleg că e din cauza dumneavoastră. N-a avut ce face și a trebuit să accepte acest lucru. Păi, dumneavoastră așa a spus. Mai mult decât atât, pentru corectitudine, vreau doar să vă reamintesc faptul că eu v-am sunat luni după amiază spre seară, când am citit în presă această declarație și v-am rugat să asigurați vorumul pentru ședința de astăzi. V-am spus că voi fi plecat la București și v-am rugat să asigurați vorumul pentru ședința de astăzi. Acum, că dumneavoastră ulterior ați încercat să o jucați politic, este problema dumneavoastră, nu ne interesează pe noi, că eu aici vreau să fac doar administrație. Atât vreau să spun că aștept un comunicat de presă din partea dumneavoastră pe data de 7 aprilie, în care să spuneți că șoseaua de centură, artera Roman Est, este reabilitată în totalitate. Rugămintea mea va fi să vă asigurați asupra faptului că nu doar se toarnă un covor asfaltic, pentru că nu asta e o soluție, ci trebuie intervenit până la nivel de fundație pentru a remedia deficiențele care se pare că există acolo și care au fost vicii ascunse sau provocate de natura aceasta, va trebui să o vedem în cursul procesului pe care l-am demarat. Dar e clar că Consiliul Județean, în momentul de față, e singura instituție care poate reabilita acest drum și noi așteptăm să vedem, începând de, nu spun de mâine, că mâine e sâmbătă, dar de luni aștept utilajele în zonă, să vedem cum încep să decoperteze sapă până la fundație, fac tot ceea ce este de făcut acolo, astfel încât să fie o lucrare de calitate. Deci vorbim de acest consum dintre sensul de girație de la... Da, exact cum îl aveți în proiectul de hotărâre, de la sensul de girație de la Dejeman până la DG 207A.
Și cu interes așteptăm data de 7 aprilie orice lucru care se realizează la Roman, indiferent că e făcut de Consiliul Județean, că e făcut de minister, indiferent de guvern, sunt lucruri care trebuie să se întâmple pentru Roman și romașcanii cred eu că merită ca astfel de investiții să se întâmple la Roman. Corect. Vă mulțumesc, vă spuneți la vot. Mulțumesc domnului Orban pentru discuțiile aduse și cât și domnului primar pentru precizările care le-a făcut. La urmă de vedere acest lucru, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținem. Fiind depozitată punctul 2, declar ședința închisă. Vă mulțumesc și încă o dată pentru disponibilitatea de care ați dat dovadă pentru a fi prezent la această ședință.